Profilul de formare al absolventului de învățământ primar, respectiv de învățământ gimnazial, un profil axat pe competențe cheie. Să reflectăm împreună la achizițiile absolventului de învățământ primar și la cele ale absolventului de gimnaziu. Suntem astfel puși în situația de a răspunde următoarelor întrebări. Ce trebuie să știe? Ce trebuie să știe să facă? Cum trebuie să se raporteze la propria persoană, la ceilalți, la lucruri, idei, situații, la lumea în care trăiește, la lume în general? Răspunsul la aceste întrebări nu este simplu, pentru că trimite la parcursul educațional al elevilor. Avem astfel în vedere disciplinele pe care elevii trebuie să le parcurgă conform planurilor cadru de învățământ, abordările multi- sau interdisciplinare, temele cu caracter transdisciplinar. Răspunsul este astfel dat tocmai prin profilul de formare al absolventului unui nivel de învățământ. Cum poate fi caracterizat profilul de formare? Profilul de formare este constituit din așteptările recunoscute social de la absolventul diferitelor niveluri de învățământ. Profilul de formare stabilește și competențele, adică rezultatele finale ale învățării cu caracter transdisciplinar, care urmează să fie dobândite de către absolventul acelui nivel de învățământ. Elaborarea profilului de formare al absolventului este un proces complex care se raportează la prevederi existente în norme, în documente de politică educațională, dar și la caracteristicile de dezvoltare ale elevilor. Dar ce rol are profilul de formare al absolventului? Acesta este reper fundamental pentru elaborarea curriculumului național. Adică pentru elaborarea planurilor cadru de învățământ, care includ Discipline de trunchi comun, organizate în arii curiculare, premisa unei viziuni multi sau interdisciplinare, și alocări orare pentru opționale, cu diferite niveluri de integrare curiculară, prin studiul cărora elevii pot dobândi profilul de formare respectiv. Dar este reper și pentru elaborarea programelor școlare, care includ ceea ce este considerat necesar și relevant pentru dobândirea de către elevi a competențelor din profilul de formare respectiv. Profilul de formare al absolventului de învățământ primar și al celui de învățământ gimnazial este un profil de formare cu dimensiune europeană. Potrivit legii educației naționale, acesta este axat pe cele opt competențe cheie promovate la nivel european competențele sunt acele ansambluri funcționale de cunoștințe, abilități și atitudini, care incluse în profilul de formare al absolventului au avut în vedere descrierea celor opt competențe cheie aflate în interconectare, așa cum sunt prezentate în recomandarea Parlamentului European și a Consiliului privind competențele cheie din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții din 2006. Să urmărim împreună care sunt cele opt competențe cheie și aspectele esențiale pe care acestea le presupun. Competența de comunicare în limba maternă presupune exprimarea și interpretarea unor concepte, gânduri, sentimente, fapte și opinii, atât oral cât și în scris, la școală, la muncă, acasă, în timpul liber. Competența de comunicare în limbi străine. Are principalele dimensiuni ale competenței cheie de comunicare în limba maternă. Competențele matematice și cele de bază în științe și tehnologii presupun dezvoltarea și aplicarea gândirii matematice pentru a rezolva probleme variate din viața de zi cu zi, dar și înțelegerea de către oameni a schimbărilor determinate de activitatea pe care o desfășoară și responsabilitatea pe care o au în calitate de cetățeni. Competența digitală presupune utilizarea cu încredere și în mod critic a tehnologiei societății informaționale, la muncă, în timpul liber și în comunicare. A învăța să înveți presupune a continua și a persevera în învățare, a organiza propria învățare, dar și utilizarea achizițiilor dobândite anterior în situații variate, acasă, la lucru, în educație și în formare. Competențele sociale și civice presupun participarea la viața socială și profesională, la rezolvarea conflictelor, dar și participarea la viața civică, participarea activă și democratică. Spiritul de inițiativă și antreprenoriat înseamnă transformarea ideilor în acțiune. Competența îi ajută pe oameni în viața de fiecare zi, acasă și în societate, și la locul de muncă. Sensibilizare și exprimare culturală presupune aprecierea importanței exprimării creative a ideilor, experiențelor și emoțiilor în mass media, în domeniul muzicii, artelor, literaturii. Dar de ce avem nevoie de competențele cheie? Pentru că acestea sunt cele de care are nevoie fiecare persoană pentru împlinire și dezvoltare. Pentru cetățenie activă, participare socială și pentru angajare pe piața muncii. Dacă urmărim unde și când avem nevoie de aceste competențe, la școală, acasă, în societate, în timpul liber, în viața de fiecare zi, la locul de muncă și în viața profesională, înțelegem că persoanele care au dobândit competențe cheie au șanse mai mari să fie mulțumite și împlinite în viață personală, să comunice bine cu ceilalți, să participe la viața societății pe baza unor relații adecvate cu ceilalți, să aibă succes în plan personal și profesional. Rolul competențelor cheie poate fi urmărit și în această reprezentare. Competențele cheie reprezintă bază pentru viața de adult și pentru viața activă dar și bază pentru învățarea pe parcursul întregii vieți. Profilul de formare al absolventului de învățământ primar și al celui de învățământ gimnazial este un profil de formare în dinamică. După mai mulți ani de implementare a documentului european din 2006 în România și în alte țări europene și de monitorizare a acestei implementări, în anul 2018, competențele cheie au fost revizuite Recomandarea Consiliului privind competențele cheie din perspectiva învățării pe parcursul întregii vieți din 2018 a promovat o versiune revizuită a celor opt competențe cheie. Aceste schimbări sunt de natură să ducă și la revizuirea profilului de formare. Această resursă face parte din colecția Glosar de Concepte Educaționale dezvoltată în cadrul proiectului CRED, Curiculum Relevant, Educație Deschisă pentru Toți.